Ion siriac, gest impresionant pentru Turcia. Fostul mare tenismen va dona o sumă considerabilă pentru reconstruirea unui sat afectat de cutremure, au nevoie urgentă de ajutor. Cutremurul devastator de luni, 6 februarie, a provocat foarte multe daune. Mai mult decât atât, în urma seismului din Turcia și Siria, aproximativ 20.000 de persoane și-au pierdut viața în timp ce multe persoane încearcă să dea o mână de ajutor oamenilor aflați la nevoie și fostul mare tenismen de o mână de ajutor Turciei. Fundația Ion donează o sumă impresionantă pentru reconstruirea unui sat afectat de cutremur. Ion Țiriac a decis să acționeze, astfel că a luat atitudine pentru a oferi ajutor oamenilor greu încercați de soartă din Turcia. Fostul tenismen a donat o sumă considerabilă pentru reconstruirea unui sat din Turcia. Astfel, fundația care îi poartă numele, a donat un milion de euro, conform GSPRO, iar marele anunț a fost făcut de Ion Alexandru Țiriac, pe pagina sa din social media. Fundația Țiriac a decis să mărească bugetul de donații pentru anul 2023, luând în considerare tragedia suferită de vecinii noștri turci în această lună vom continua sprijinul neîntrerupt pentru România din ultimii 30 de ani, dar am decis și să ajutăm și la reconstruirea unui sat afectat de cutremure. Continuăm să donăm o parte semnificativă a venituri cauzelor noastre din România, dar uneori frații și surorile din alte țări au nevoie urgentă de ajutor. În fața unor tragedii, finanțele nu vor fi niciodată un obstacol pentru cauza noastră. Gândurile, rugăciunile și fondurile noastre se îndreaptă acum spre Turcia, a transmis Ion Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.